Bună ziua! Bună ziua! Spuneți-ne câteva cuvinte despre dumneavoastră și experiența anterioară din domeniul imobiliar. Lucrez în anul 2007 în domeniul imobiliar. Am început la Remax, la prima franciză Remax în România. Am trecut ulterior la dezvoltatorul care deținea această agenție după ce am încheiat câteva tranzacții mai mari. Poate a fost și norocul începătorului, dar era și o perioadă bună în domeniul imobiliar în 2007-2008. După ce am lucrat 2 ani și la dezvoltatorul respectiv, m-am mutat ulterior la alt dezvoltator local, Monolith Development, iar după experiența de 2 ani la acest ultim dezvoltator, am început activitatea antreprenorială și am început activitatea pe Premier Estate Management și pe domeniul rezidențial. Cum este să faceți parte dintr-o agenție care crește într-o lună cât altele în 10, am spune noi? Mă bucur că spuneți asta, chiar mă bucur foarte mult. E important să primești feedback din piață pozitiv și apreciez. Noi cred că am crescut foarte mult pentru că atunci când am început, în 2011, activitatea pe segmentul rezidențial, am început cu proprietăți în insolvență, cu proprietăți în default. Piața rezidențială era blocată oricum și noi am găsit o nișă pe care, alături de cei de la Euroinsol, am reușit să o explorăm la maxim și am început să vindem apartamente încă din acea perioadă. Acum că partea rezidențială și segmentul rezidențial a început să fie foarte dinamic, noi fiind deja în piață, cred că ne-a avantajat foarte mult acest trend pozitiv și mișcare foarte multă pe partea asta. Iar noi suntem o echipă care muncește enorm de mult și suntem ambițioși și vrem să facem lucruri și cred că de aceea am și putut să creștem destul de ușor. De repede, poate nu neapărat ușor, dar repede. Să facem și un exercițiu de imaginație. Unde v-ați vedea peste 5 ani? Asta e o întrebare destul de dificilă pentru că, desigur că și în următorii 5 ani aș dori să în continuare să existe această companie, să crească, să avem tot mai multe proiecte în portofoliu. Noi momentan ne ocupăm doar de segmentul rezidențial și terenuri mai facem uneori, dar în 5 ani poate că această companie se va ocupa și de alte segmente din piață, poate mai mult terenuri și mai mult și zona de retail sau office, ceea ce nu facem noi în momentul de față. Ne vom extinde activitățile, cam așa văd lucrurile în 5 ani. Care sunt proiectele pe care le gestionați și cu care vă mântriți, de altfel? Noi ne mântrim cu toate proiectele pe care le gestionăm. Avem câteva proiecte în exclusivitate, Asmita Gardens, Ibița Sol, Citadela Titan, Paladi Towers, Cartierul Solar, care este ultimul din portofoliul nostru. Ne mai ocupăm și de vânzarea apartamentelor din proiectul 49 Gafencu, care este poziționat în Herăstrău și mai avem colaborări foarte strânse și pe alte proiecte din piață. Legat de piață și de vânzări, cum au mers vânzările anul acesta pentru ansamblurile rezidențiale de care vă ocupați? Ați observat vreo schimbare a ritmului de vânzare față de anul trecut? Noi gestionăm, cred că, cea mai variată gamă de proiecte rezidențiale, în sensul în care avem proiecte rezidențiale de lux și foarte scumpe, avem proiecte de middle-high, cum ar fi Asmita Garden sau Ibița Sol, și avem proiecte și cu prima casă și cu 5% TVA, cum ar fi Citadela Titan sau Paladi Towers. Este bine cunoscut faptul că astăzi în piață se vând cel mai bine apartamentele cu prima casă și cu 5% TVA. Tocmai de aceea Citadela Titan a avut un ritm foarte crescut de vânzări, sau Paladi Towers, care nu este de mult timp la noi în portofoliu, dar are o dinamică extraordinară. Pe de altă parte, a crescut puțin ritmul de vânzări și în Asmita Garden sau în Ibița Sol, dar sunt proiecte pe middle și high, iar această nișă este mai restrânsă astăzi în piață. În schimb, pe partea de lux, avem tot mai multe cereri și pot spune că este o dinamică mai mare decât ar fi pe segmentul de middle-high. Deci partea de lux și zona de Herăstrău are o cerere și o dinamică ceva mai accelerată. Așadar, dacă am face un top al ansamblurilor cel mai bine vândute în 2015, cum ar fi acesta? Dacă e să o luăm după numărul de unități vândute, pe primul loc ar fi Citadela Titan, apoi Paladi Towers pentru că are un ritm, dacă se păstrează la fel, cu siguranță le depășește pe celelalte, apoi Asmita Gardens, apoi Ibița Sol. N-aș vrea să includ aici și proiectele din Herăstrău pentru că ar fi o comparație un pic cam, adică acolo, de exemplu, când se vinde un apartament, valorează cât 10 poate din Citadela Titan și atunci nu poți să le compari
cu celelalte. Este un segment complet diferit. Dar cu siguranță proiectele din Titan și proiectele cu prima casă sunt pe primele locuri. Și vorbim și de o diferență de preț. De aceea, ce nu puteți spune despre prețurile ansamblurilor rezidențiale și cum se raportează clienții la acestea? Așa cum am menționat și mai devreme, prețurile ansamblurilor rezidențiale se încadrează în limita și în plafonul de prima casă și peste prima casă până în plafonul de 5% TVA. În general, cam tot ce depășește acest plafon trebuie să fie ultra lux și să-și găsească propria nișă de cumpărător. Dacă este ceva între, este puțin mai dificil. Clienții se raportează majoritatea la aceste apartamente mai accesibile din punct de vedere financiar, atât pentru că accesul la creditare prin prima casă este ceva mai facil, cu toate că astăzi creditele ipotecare au devenit și ele mai accesibile decât anii anteriori, și se raportează cel mai mult la aceste prețuri care includ 5% TVA și mai puțin pe partea de 24% și prețuri ceva mai mari. Să discutăm acum mai multe despre noile proiecte din portofoliul dumneavoastră. Cartierul Solar este unul dintre ele. Cu ce vine el nou? Cartierul Solar vine cu un element extrem de nou și chiar unic astăzi în piața rezidențială din România. Vine cu o componentă de energie verde prin amplasarea panourilor fotovoltaice pe fiecare clădire, pe fiecare corp de bloc. Sunt 120 de panouri fotovoltaice pe fiecare clădire și nu doar că acest element de energie verde este nou, dar impactează pozitiv și factura de mentenanță a viitorilor locatari, deoarece partea de cheltuieli pe spații comune, tot ce înseamnă electricitate, va fi susținută de aceste panouri care vor produce energie și nu va mai fi nevoie să plătească și curentul pentru lifturi, pentru iluminatul de pe scară, pentru pompele care vor deservi proiectul și piscina. Se va reduce cam aproape cu jumătate factura lor. Și asta este ceva foarte bun, pe lângă faptul că încurajăm acest trend verde, care e deja încurajat de mai mulți developeri, mai mult pe office, au început să-și certifice aceste proiecte ca fiind green. Pe rezidențial este primul care are această abordare. Și cum a început colaborarea pentru acest proiect și care sunt obiectivele pentru viitor? Colaborarea pentru acest proiect a început acum câteva luni, când de fapt exista doar terenul și ne gândeam ce să facem cu acel teren împreună cu proprietarul, dacă să înceapă o dezvoltare, dacă să găsească niște investitori sau dacă ar fi mai bine și mai înțelept să-l vindem. Și în momentul în care am identificat investitori care ar fi interesați să înceapă un proiect și o parte din investitori chiar au această componentă de energie verde și energie regenerabilă, inclusiv eoliene. Atunci ne-am gândit, haide să facem un proiect cu totul și cu totul deosebit. Ei fiind operatori de asemenea parcuri, știau exact cam cum se calculează, care ar fi business-ul, cât ar costa, că și este un business în orice. Și atunci am început să gândim împreună acest proiect și am mers mai departe până în momentul în care chiar a primit și chiar a luat viața așa și a devenit ceva palpabil. Ce ne puteți spune despre piața rezidențială din București? Spre ce fel de locuințe se orientează acum clienții? Piața rezidențială, în primul rând, este foarte dinamică, încă de acum 2 ani. Anul trecut a fost cel mai bun an din ultimii ani și anul acesta se estimează că va depăși anul acesta tot ce s-a întâmplat anul trecut, poate și ca număr de locuințe livrate, dar cu siguranță ca volum de tranzacții și ca valoare a acestor tranzacții. Deci piața este foarte dinamică, se întâmplă multe lucruri, nu mai este la fel ca în 2006-2007, în sensul în care s-a schimbat abordarea din partea clienților, dacă înainte se vindeau apartamente cu suprafețe mari, la prețuri ceva mai mari sau nu ceva, chiar de 2-3 ori mai scumpe decât se vând astăzi. Astăzi, de fapt, se vând multe apartamente, multe unități, dar dimensiuni mai reduse. Clienții încep chiar iau în considerare să se mute mai în afara Bucureștiului, în proiecte foarte mari care au propriile facilități, astfel încât să economisească și o parte din prețul de achiziție și să fie ceva mai accesibil. Așadar, clienții, astăzi primul criteriu de diferențiere și de decizie pentru client este prețul la care cumpără. Clienții sunt tineri, sunt foarte mulți oameni tineri care au tot felul de nevoi, ori se căsătoresc, ori mai fac un copil, ori
își doresc să se mute de la blocuri vechi la blocuri noi. Sunt foarte multe motive și proiecte sunt multe astăzi în piață și vor urma, adică anul acesta și anul viitor încă se vor dezvolta proiecte foarte mari. Prin urmare, dar totul este foarte sensibil la preț. Așadar, clienții se orientează spre proiecte de o calitate ok, de o calitate bună, la un preț corect. Un raport foarte bun preț-calitate, asta este. Și se mai cumpără locuințe cu banii jos sau preferă anumite sisteme de creditare? Majoritatea cumpără prin sisteme de creditare, majoritatea cumpără prin programul Prima Casă, urmează creditele ipotecare clasice și sunt și cei care cumpără cu banul jos. Noi avem clienți care cumpără cash pentru că nu sunt foarte mult încurajați de către bănci să-și țină banii în depozite și atunci preferă să cumpără apartamente pe care să le închirieze ulterior și randamentul este mult mai bun decât dacă ar ține banii la bancă. Aceștia sunt cumpărătorii cu cash și în general sunt cumpărătorii care închiriază ulterior, mai puțin cei care vor locui. Sunt și care cumpără și locuiesc ei, dar în general această abordare și cei care au cash sunt mai mult cei care se ocupă de investiții și mai puțin cei care doresc să-și cumpere un apartament și au economisit foarte mulți ani ca să dea 100.000 de euro sau 70.000 de euro. Asta e mai greu. Dar investitorii mulți cumpără cu cash. Asta e un lucru foarte bun. De asta și investitorii și de asta și piața rezidențială a crescut destul de mult. Pentru că băncile au facilitat creditele ipotecare mai mult decât în anii anteriori, pentru că depozitele bancare nu oferă niște dobânzi interesante și atunci cei care au niște bani de investit vin și cumpără apartamente sau chiar își fac propriile proiecte. În final, ce ne puteți spune legat de planurile de viitor și o posibilă extindere la nivel internațional? Care ar fi piețele spre care v-ați putea orienta? Prea curând nu cred că o să ne extindem la nivel internațional, pentru că au fost, am dat niște planuri și cu siguranță rămân în discuție, dar la cât de efervescente sunt lucrurile astăzi în București și în piața rezidențială din București, ne concentrăm toate eforturile aici și dacă cumva în următorii 2 ani ceea ce am analizat până acum se menține la fel de interesant, am putea să ne gândim și la o extindere în altă parte. Succes și vă mulțumim! Mulțumim și noi!